Salut, lume! Eu sunt Bogdan și acesta este al treilea episod din seria de programare orientată obiect în limbajul C++. În cazul în care ai ratat primele două episoade, te sfătuiesc să le vezi înainte de a-l urmări pe acesta, deoarece în cadrul acestui episod vom continua recapitularea începută în episoadele precedente și anume vom discuta despre masive, unidimensionale și bidimensionale, respectiv vectori și matrice, câteva cuvinte despre șirurile de caractere din C și din C++, respectiv despre transmiterea parametrilor în limbajul C++. Fără alte detalii introductive, hai să trecem la primul subiect de astăzi, și anume vectorii. Vectorii, după cum probabil știți, sunt un tip de dată. La fel cum ne putem defini o variabilă de un anumit tip, fie ea întreagă, float, caracter, char, la fel de bine ne putem defini și vectori. Vectorii sunt un tip de dată mai aparte, deoarece ei salvează mai multe valori în același timp. Și sunt niște condiții pe care aceste valori trebuie să le întrunească. În primul rând, valorile trebuie să fie de același tip. Într-un vector de întregi, voi salva doar valori întregi. Într-un vector de float, voi salva doar valori float. Și așa mai departe. În al doilea rând, elementele unui vector trebuie salvate în memorie unele după celelalte. Dacă acest lucru nu se întâmplă, vectorul nu va funcționa corect. De ce? Pentru că principalul avantaj al unui vector este faptul că pot accesa elementele în mod direct. Adică pot să accesez, de exemplu, al treilea sau al patrulea element fără să fie nevoie să accesez în prealabil elementele precedentelui. Din acest motiv, dacă ar fi să dăm o definiție completă a vectorului, ar fi că vectorul este un tip de dată, poate chiar o variabilă putem să spunem, care ocupă un spațiu de memorie contigu și are elemente de același tip sau omogene. Acum am spus contigu și nu continu, deoarece ne referim la un spațiu de memorie continu din punct de vedere software. De obicei acest termen este preferat celui de continu pentru că nu ne poate garanta nimeni faptul că acele elemente chiar sunt salvate consecutiv, continuu și în hardware, și în RAM-ul, în memoria calculatorului nostru. Și atunci spunem zonă de memorie contiguă, pentru că, cel puțin din punctul de vedere al sistemului de operare, adresele la care sunt salvate elementele sunt consecutive. În limbajul C și odată cu evoluția în limbajul C++, pot fi definiți atât vector alocat static sau vectorii clasici, pe care doar îi declarăm, cât și vector alocați dinamic, adică ne putem folosi de alocarea dinamică de memorie ce ne permite rezervarea unui anumit număr de bytes în heap, astfel încât în acea zonă de memorie rezervată, alocată, noi să salvăm elementele unui vector. Așa cum spuneam, cei pe care îi numim noi alocați static sunt salvați în heap, doar că ei au un mare dezavantaj din cauza acestui lucru și anume, numărul lor de elemente trebuie să fie cunoscut în momentul compilării. Cu alte cuvinte, eu trebuie să știu a priori definirii lor câte elemente vor avea acei vectori declarați static. Acesta este și principalul lor dezavantaj, pentru că în momentul în care am nevoie să declar un vector al cărui număr de elemente este rezultatul în urma unui calcul, să spunem că vreau un vector doar cu valorile pozitive citite la tastatură. Eu nu pot ști a priori câte valori pozitive vor fi introduse de utilizator. Și din acest motiv, pentru a aloca exact atâtă memorie de cât avem nevoie, și iar acest număr de elemente pe care îl vom aloca să fie calculat, ne folosim de obicei și de vectori alocați dinamic, iar limbajul C++ nu face o excepție de la acest lucru și în programarea orientată obiect se utilizează vectori alocați dinamic, la fel ca în limbajul C. În cazul vectorilor alocați dinamic în heap, este tot treaba noastră să dezalocăm memoria alocată acelor vectori. Deci dacă eu aloc în heap spațiu pentru 7 elemente, este tot de datoria mea să dezaloc acel spațiu de memorie, astfel încât el să nu rămână ocupat pentru totdeauna și, bineînțeles, pentru totdeauna în cazul unui program C, C++, înseamnă până la sfârșitul execuției acelui program. A reprezentat aici un vector în stivă, în stack, de data aceasta pe orizontală. În episoadele trecute poate ați văzut că am desenat stiva și heap-ul și chiar toată memoria și pe verticală. Nu contează modalitatea în care desenăm. Ceea ce facem noi este doar o reprezentare a memoriei, bineînțeles, nu memoria reală, așa că nu are o mare relevanță dacă o desenăm vertical sau orizontal.
Principala idee a vectorilor este că ei sunt consecutivi în memorie. Vedeți cum, să zicem, în spațiul acela maro mai deschis, există alte valori, nu ne interesează, și la un moment dat începe vectorul. Vectorul nostru are 5 elemente cu valorile 1, 2, 3, 4, 5, să spunem. Să spunem chiar că sunt întregi. Asta înseamnă că primul element, dacă e întreg, o să ocupe 4 bytes, imediat după acești 4 bytes urmează al doilea element, care ocupă și el 4 bytes, imediat după acești 4 bytes urmează al treilea element și tot așa până la ultimul element. Așadar, noi știind cât ocupă un element și că elementele sunt consecutive, pot accesa în mod direct elementul pe baza indexului. Cum facem asta? Păi este relativ simplu. Dacă eu știu adresa primului element și faptul că fiecare element ocupă 4 bytes, să spunem în acest caz particular, pentru că avem un vector de întregi, elementele fiind omogene, adică de același tip, toate ocupă același spațiu de memorie și atunci eu, dacă știu adresa primului element, pot să adaug la acea adresă un anumit număr de bytes, astfel încât să obțin elementul pe care îl caut. Să spunem că eu vreau să accesez al treilea element. Asta înseamnă că la adresa primului element eu trebuie să adaug 8, spațiul ocupat de 2 întregi, să spunem, astfel încât să ajung la cel de-al treilea element. Și aceea va fi adresa celui de-al treilea element și nu am decât să mă duc la acea adresă și să citesc valoarea dacă vreau să văd valoarea celui de-al treilea element. Deci cam așa s-ar reprezenta vectorii în memorie, sunt valori consecutive de același tip. Legate sintaxă, pentru a defini un vector alocat static, trebuie să spunem tipul de dată al elementelor, să spunem aici int, numele variabilei prin care vrem să accesăm vectorul și apoi, între paranteze pătrate, dimensiunea acesteia. De exemplu, array1 este un vector cu 5 elemente întregi. Array2 este un vector, bineînțeles, tot alocat static, cu 4 elemente de tip float. Elementele unui vector pot fi accesate în mod direct prin intermediul operatorului paranteze pătrate, începând cu indexul 0. Deci elementele lui array1, de exemplu, sunt array1 de 0, array1 de 1, array1 de 2 și array1 de 3 și array1 de 4. Acestea sunt cele 5 elemente ale lui. Da? Începem cu indexul 0 până la indexul dimensiune minus 1. În acest caz, 5 minus 1, adică 4. În cazul lui array2 putem aplica aceeași logică, deci vom avea array2 de 0, array2 de 1, array2 de 2 și array2 de 3, ultimul index valid. În cazul alocării dinamice de memorie, deci aceștia sunt vectori alocați static, array1 și array2, despre care vă spuneam că au principalul dezavantaj că dimensiunea lor e o constantă. Deci nu o pot modifica ulterior și nici nu o pot calcula. Trebuie să fie știută din momentul compilării. În cazul alocării dinamice a memoriei, și aici există două posibilități de a aloca memorie dinamic. Avem odată funcția malloc disponibilă încă din limbajul C și moștenită în limbajul C++, respectiv operatorul new, care este nou introdus în limbajul C++, acesta nu există în limbajul C. Dacă vorbim de funcția malloc, funcția malloc alocă o zonă de memorie de dimensiunea precizată de noi și ne returnează adresa de început a acestei zone de memorie. Mergând cu analogia despre care povesteam legată de vectori alocați static, deci eu dacă vreau să salvez un vector de 5 elemente de tip întregi, doar că vreau să-l aloc dinamic, îmi trebuie suficientă memorie încât să salvez cele 5 elemente. Așa că pot transmite ca parametru funcției malloc 5 ori size of int, adică alocăm suficientă memorie astfel încât să încapă 5 întregi, de 5 ori dimensiunea unui întreg. Acum, funcția malloc are o particularitate și anume ea funcționând pe mai multe tipuri de dată, adică la acea adresă ea alocând câtă memorie precizez eu, de exemplu în acest caz 20 de bytes, 5 ori 4, nu poate ști exact ce e la acea adresă, adică cum vreau să interpretez acea adresă. La acea adresă încep niște întregi sau poate încep niște floaturi sau poate încep niște cearuri sau un singur cear. Și atunci e nevoie și de acest operator special, se numește operator de cast, avem acel int steluță în paranteză, care îmi transformă valoarea returnată de malloc din void steluță în int steluță. Da? Deci operatorul de cast ne permite transformarea dintr-un tip în altul. Similar cum facem, de exemplu, transformarea din float în int, obținerea părții întregi a unui număr. De exemplu, dacă am numărul 35,4, și vreau să obțin doar 35, pot să spun int x egal cu int, tot așa între paranteze rotunde, așa cum am spus și acolo înainte de malloc, dar fără steluță. Deci doar int de
acea variabilă care salva 24 sau 34,5 și obțin doar valoarea 34. Ok, așadar, în array 3 acum, eu am salvat adresa de memorie unde începe un calup consecutiv de 20 de bytes. Un lucru similar acum pot să-l fac cu new, spunând în modul următor. Float steluță, da? Pentru că e o adresă de float, primul element este de tip float și atunci adresa lui este un float steluță, array 4 egal cu new float de 4. Vedeți aici utilizarea operatorului new pentru a aloca memorie și între paranteze pătrate trebuie să spun câte elemente vreau să aloce în heap de acel tip. Deci tot un spațiu de 20 de bytes va fi alocat, doar că sintaxa arată puțin diferit. Ce mai e de precizat aici e faptul că acel 4 din new float de 4 poate să fie o variabilă. Deci nu e obligatoriu să fie 4, poate să fie o variabilă pe care o calculez în momentul execuției și să dau un număr de elemente vectorului pe care l-am calculat, lucru care spuneam că nu este posibil pentru vectori alocați static. După ce am utilizat acești vectori asemănător cu vectori alocați static, adică după ce am accesat elementele folosind, de exemplu, operatorul de indexare, paranteze pătrate, iarăși pot să zic array 3 de 0, care e primul element, array 3 de 1, care e al doilea element și așa mai departe, respectiv în cazul lui array 4 pot să spun array de 0, array de 1 și așa mai departe, trebuie să fac dezalocarea lor. Spațiul de memorie fiind alocat de mine, e tot treaba mea să-l dezaloc. În cazul lui malloc, se folosește o altă funcție pentru dezalocarea memoriei numită free. Deci avem aici free de array 3, înseamnă dezalocă tot spațiul de memorie care începe la adresa array 3. Și pentru că el știe că am alocat inițial 20 de bytes, va dezaloca acei 20 de bytes. În cazul lui delete, pentru că pot face alocare cu operatorul new și pentru o valoare și pentru mai multe valori, și o să vedem asta în episoadele viitoare, în momentul în care facem dezalocarea unui vector, trebuie să spunem delete, paranteze pătrate, astfel încât operatorul să știe că e vorba de dezalocarea unui vector și nu doar al unei singure valori, array 4. E o greșeală des întâlnită în cazul începătorilor ca să se facă alocarea cu new float de paranteze pătrate sau new tip de paranteze pătrate, dar apoi să se facă delete fără paranteze pătrate după operatorul delete. În acest caz se produce un memory leak, deoarece se va șterge doar primul element. Dacă nu sunteți familiar cu termenul de memory leak, memory leak înseamnă că alocăm ceva în memoria dinamică, în heap, dar din diferite motive nu îl dezalocăm. Fie pentru că uităm, fie pentru că am pierdut adresa unde era acel spațiu de memorie alocat și pierzând adresa, nu mai putem dezaloca, pentru că nu mai știm de unde să-l dezalocăm. Acesta înseamnă memory leak. Ei, în cazul nostru, dacă facem delete fără paranteze pătrate, avem un memory leak pentru că noi am alocat spațiu pentru 4 floaturi, dar l-am șters doar pe primul. Deci, dacă float ocupă 4, din cei 16 bytes alocați, eu am șters doar primii 4 bytes, 12 rămân în memorie definitiv și cel mai probabil nu voi mai ști unde sunt localizați și nu-i voi mai șterge. O altă remarcă pe care vreau să o fac în cazul vectorilor alocați statici e că și aici se respectă regula, și anume faptul că numele vectorului este pointer către primul element. Deci dacă voi afișa array 1 și atât, voi obține o adresă de memorie. Acea adresă este adresa primului element al vectorului static array 1. O altă remarcă pe care aș vrea să o fac este că ulterior definirii, în cazul vectorilor statici, se poate calcula dimensiunea. Cum? Cu operatorul sizeof. Deci eu dacă fac acum sizeof array 1, o să-mi spună 20. De ce? Pentru că atâția bytes ocupă el în memorie, 5 ori 4. Dacă vreau să aflu numărul de elemente, pot să împart sizeof array 1 la sizeof array 1 de 0, adică dimensiunea unui element, sau sizeof int, dimensiunea tipului în sine, aferent fiecărui element. Dar asta se întâmplă doar pentru vectori alocați static, deoarece în cazul vectorilor alocați dinamic, array 3 în sine, variabila array 3, este stivă în stack, dar spațiul alocat dinamic, adresa pe care o reține array 3 este o adresă din heap și spațiul aferent vectorului este în întregime în heap, nu mai pot calcula dimensiunea vectorului. Deci nu mai pot face size of array 3, deoarece el fiind doar un pointer, un simplu pointer, size of array 3 va fi 4, indiferent de ce se regăsește la adresa salvată în array 3 în heap și cât de mare este spațiul alocat începând cu acea adresă. Așadar, pentru vectori alocați dinamic din C și C++,
Numărul de elemente nu se poate calcula. El trebuie precizat de fiecare dată când vrem să lucrăm cu vectorul. În caz contrar, nu putem lucra cu acel vector. Singura excepție sunt vectorii de caractere despre care vom discuta puțin mai târziu. Pentru cei cu mai multe cunoștințe legate de C++, atenție, vorbim de vectorii clasici, de arrays în engleză, nu de vectorii din STL, tipul vector. Despre acela vom discuta într-unul dintre ultimele episoade din această serie de tutoriale. Acum, dacă am văzut ce e un vector, hai să vedem și ce e o matrice. Dacă vectorii sunt masive unidimensionale, ei au o singură dimensiune. Da, numărul de elemente. Sunt unidimensionale. Matricele sunt masive bidimensionale. Ele au atât linii cât și coloane. Sunt ca un tabel, dacă doriți. Ca matricele din matematică. Problema este că memoria noastră este liniară, are o singură dimensiune. Dacă țineți bine minte, adresele erau consecutive în memorie și reprezentau locul unde este salvat un anumit byte, cea mai mică unitate de memorie pe care o puteam accesa, în memorie. Nu aveam linii sau coloane. Și atunci, pentru a putea salva un masiv bidimensional în memorie, este nevoie să îl liniarizăm. Să luăm liniile și să le salvăm una după cealaltă, astfel încât să putem avea o singură dimensiune. Nu putem salva două dimensiuni cât timp memoria noastră este liniară, are o singură dimensiune. Și atunci, matricele alocate static sunt salvate ca vector consecutiv ce conține elementele de pe fiecare linie. Să spunem că vreau o matrice care are două linii, cu elementele 1, 2, 3 pe prima linie și 4, 5, 6 pe cea de-a doua linie. Atunci ele vor fi salvate în memorie chiar așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și se vor salva intermediar niște valori, de fapt niște pointer care vor ține minte exact unde începe fiecare vector, astfel încât să poată ști, de exemplu, că e vorba de două linii cu câte trei coloane fiecare, nu cumva de trei linii cu câte două coloane, pentru că tot șase elemente vor fi în total. Dar compilatorul păstrează niște pointer intermediare, astfel încât să știe unde începe fiecare linie. În cazul alocării dinamice, n-am altă variantă decât să salvez această matrice ca vector de vectori. Și anume, voi salva niște vectori aferenți liniilor în memorie, în heap, ulterior urmând să salvez un alt vector ce conține adresele de început ale acestor linii din memorie, iar ulterior va trebui să salvez adresele de început a acestui vector care conține adresele. Vom vedea că e puțin mai complexă alocarea dinamică a unei matrice, dar dacă înțelegeți conceptul de bază, sunt convins că lucrurile nu vi se vor mai părea atât de dificile. Cam așa arată salvarea matricei alocate dinamic în memorie. Atenție, aici vorbim de aceeași stivă, da? Deci nu sunt mai multe stive, chiar dacă eu le-am desenat separate, aceeași stivă, le puteți vedea ca una în continuare a celelalte. Deci la o anumită zonă de memorie salvez un vector cu adresele liniilor, fiecare element este câte o adresă aferentă liniilor, iar în altă parte în memorie aloc vectorii cu elementele de pe fiecare linie. În acest caz am o matrice cu două linii și câte trei coloane pe fiecare linie. Prima linie are elementele 1, 2, 3, cea de-a doua coloană are elementele 4, 5, 6. Hai să ne uităm puțin peste sintaxa alocării statice, respectiv alocării dinamice a unei matrice. În acest caz, matrice este o matrice alocată static cu trei linii și patru coloane, elementele ei fiind de tip întreg. Ca și în cazul vectorilor, matrice în sine este un pointer către primul element al matricei, care coincide cu primul element de pe prima linie, bineînțeles. Dacă dorim, și în acest caz putem calcula numărul de elemente total, respectiv numărul de linii sau numărul de coloane, pentru matricele alocate static, încă o dată. Cum putem face acest lucru? Păi, size of matrice, ca și în cazul vectorului, ne va spune cât ocupă întreaga matrice în stack. În acest caz, 3 ori 4 ori 4. 3 ori 4 numărul de linii ori numărul de coloane, ori 4 dimensiunea unui întreg. Deci va fi 12 ori 4, 48 de bytes va ocupa această matrice în memorie. Așadar, dacă vrem să aflăm numărul de elemente, putem să împărțim size of matrice la size of int. Și atunci vom obține 12 câte elemente are în total această matrice. Dacă, pe de altă parte, vrem să determinăm numărul de linii sau numărul de coloane, există formule și în acest sens. De exemplu, pentru a determina numărul de linii, va trebui să împart întreaga memorie ocupată de matrice la câtă memorie ocupă un vector aferent unei linii. Pentru că dacă eu știu câtă memorie ocupă întreaga matrice și cât ocupă o linie, dacă împart, obțin câte linii sunt.
Așadar, va trebui să fac size of matrice împărțit la size of matrice de 0. Vedeți cum matricea, dacă nu folosesc ambii index, matrice de 0, de fapt, e primul vector din acest vector de vectori. Da? Matricea e salvată în memorie ca un vector de vectori și atunci, în acest caz particular, avem 3 linii și 4 coloane, deci sunt câte 3 vectori cu câte 4 elemente salvați în memorie consecutiv. Size of matrice îmi spune cât ocupă în total acești 3 vectori de câte 4 elemente. Size of matrice de 0 îmi spune cât ocupă în memorie un vector din aceea 3 care are 4 elemente. Și atunci obțin valoarea 3 dacă fac acest calcul, numărul de linii. În cazul numărului de coloane, va trebui să împart matrice de 0, adică dimensiunea unui vector, la cât ocupă un element din acel vector. Deci va fi size of matrice de 0 împărțit la size of int sau la size of matrice de 0 și 0, adică primul element. Vedeți cum accesarea elementelor în cazul matricei se face specificând între paranteze pătrate indexul aferent liniei, care începe de la 0, și respectiv indexul aferent coloanei, care începe tot de la 0. Deci matrice de 0 și 0 înseamnă elementul de pe prima linie și prima coloană, matrice de 1 și 2, de exemplu, înseamnă elementul de pe a doua linie și a treia coloană. Index și încep de la 0, nu de la 1. Aceeași problemă avem cu matricele alocate static, ca la vectori, și anume dimensiunea lor, numărul de linii și numărul de coloane, trebuie să fie cunoscută la compilare. Deci trebuie să fie două constante, numărul de linii și numărul de coloane. Și din acest motiv sunt limitat în utilizarea lor. Când e vorba de cel alocat dinamic, putem alege numărul de linii sau numărul de coloane. Deci îl putem calcula. Ei, dar în momentul în care va trebui să alocăm dinamic memorie, va trebui să salvăm această matrice așa cum făcusem desenul de mai devreme. Deci prima dată va trebui să aloc un vector cu număr de elemente egal cu numărul de linii, iar fiecare element al acestui vector va fi adresa de memorie unde se găsește linia respectivă. Așadar, dacă elementele sunt de tip int, adresa primului element va fi de tip int steluță. Deci elementele vectorului pe care l-am desenat eu în partea de sus, adresa linie 1 respectiv adresa linie 2, elementele acestui vector vor fi de tip int steluță, pentru că ele sunt adresele vectorilor ce conțin efectiv elementele. Acum, adresa acestui vector, cum vă arătam și în episodul trecut, o adresă unde se găsește un int steluță este de tip int steluță steluță. Și din acest motiv, o matrice alocată dinamic, de obicei, o salvăm într-un pointer la pointer la tipul elementului. Pointer la pointer la int avem un exemplu ce urmează. Deci acum, dacă dorim să alocăm memorie pentru o matrice echivalentă cu cea de mai devreme, doar că, iarăși, precizarea e că în acest caz numărul de linii și numărul de coloane pot fi variabile, va trebui să facem felul următor. După cum spuneam, adresa vectorului cu elemente de tip int steluță este de tip int steluță steluță. Să-i spunem m egal cu, iarăși facem castul, pentru că m aloc nu știe că e vorba de int steluță steluță, și apoi în interiorul m alocului alocăm spațiu pentru trei elemente de tip int steluță, adresele liniilor. Noi avem trei linii, deci 3 ori size of int steluță, care este 4 pe 32 de biți. Deci va aloca 12 byte. Iar apoi, fiecare element al acestui vector pe care tocmai l-am alocat va conține o adresă de memorie pe care o vom aloca. Iar zona pe care o alocăm pentru a obține adresa de memorie pe care o salvăm în acest vector, definit mai devreme, conține efectiv elementele de pe fiecare linie. Deci numărul său de elemente va fi dat de numărul de coloane. Vedeți cum am aici un for, o structură repetitivă de la 0 strict mai mică decât 3, deci are 3 pași. Adică pentru fiecare element din vectorul alocat a priori, și cu un vector alocat a priori care are atâtea elemente câte linii am, și for-ul merge tot de atâtea ori în funcție de câte linii am. În acest caz 3. Deci pentru fiecare element al vectorului alocat puțin mai sus, alocăm iarăși memorie pentru vectorii aferenți liniilor. Adică vom face maloc de 4 ori size of int, pentru că avem 4 coloane și fiecare element este tip int, și facem din nou castul despre care vă povesteam, pentru că maloc nu știe automat să facă acest cast. Și în acest moment avem echivalentul matricei alocate static, doar că este alocată dinamic, în heap. Cu excepția lui M, care este salvat în stack, vectorii pe care i-am descris mai devreme și i-ați și văzut în desenul precedent, sunt toți salvați în heap. Dezalocarea unei matrice
alocate dinamic cu emaloc se face cu free, doar că nu putem dezaloca toată matricea. De ce? Pentru că dacă am face direct free de m și atât, asta ar însemna că dezalocăm doar primul vector desenat aici, doar vectorul cu adresele de început ale liniilor. Și liniile în sine rămân salvate în memorie. Deci creăm un memory leak. Ștergem doar vectorul care salvează adresele liniilor, dar nu și liniile în sine. Și atunci, dezalocarea, nu doar aici, ci în general, se face în ordinea inversă alocării. Pentru fiecare apel de emaloc am un apel de free. Și vedeți că dacă în cazul alocării prima dată am alocat vectorul cu elemente de tip int steluță și apoi pentru fiecare element al acestui vector am alocat un vector cu elemente de tip int, în cazul dezalocării merg în sens invers. Prima dată dezaloc vectorii cu elemente de tip int, efectiv vectorii aferenți liniilor, și ulterior dezaloc vectorul alocat inițial cu elemente de tip int steluță în cazul nostru particular. Ceea ce ați văzut până aici este varianta în care folosesc emaloc și free. În C++, în general, preferăm să nu folosim emaloc și free și vă voi spune într-unul din episoadele viitoare de ce nu sunt preferate aceste două funcții și se preferă mai degrabă operatorii new și delete. Echivalentul a ceea ce am făcut noi cu new și delete arată cam așa. Iarăși avem int steluță steluță, doar că în loc să facem emaloc spunem că vrem un vector cu trei elemente de tip int steluță, deci new int steluță de 3. Și apoi, pentru un i de la 0 mai mic strict decât 3, deci de 3 ori, alocăm pentru fiecare element al vectorului abia alocat un spațiu de memorie aferent vectorilor de linii ce conțin câte 4 elemente fiecare. După ce utilizăm matricea, deci accesăm m de 0, 0, m de 0, 1 și ce mai avem nevoie să facem acolo ca și prelucrări, dezalocarea o facem cu delete, tot în ordine inversă. Da? Deci, iarăși avem acel for și ștergem vectorii aferenți liniilor, cu delete, cu paranteze pătrate, pentru că și alocarea am făcut-o tot cu paranteze pătrate, sunt vectori, da? Și după ce am terminat dezalocarea, ștergem și m-ul în sine, care era vectorul de pointer. Și cu această ocazie pot să vă spun exact cum stau lucrurile în memorie, și anume care este legătura dintre operatorii specifici pointerilor și operatorul paranteze pătrate. În cazul în care nu ați realizat acest lucru deja, compilatorul, de fapt, în momentul în care folosim operatorul de indexare, face un calcul aritmetic pe pointer pentru a accesa în mod direct elementele. De exemplu, vector de i este același lucru cu vector plus i, totul de referențiat. De ce, o să spuneți? Păi, relativ simplu. Vector, după cum vă spuneam, fie că vectorul este alocat static, fie că este alocat dinamic, reprezintă un pointer către primul element. Dacă adaug plus i, dacă țineți minte din episodul precedent, adunarea unui întreg la un pointer duce la saltul în memorie cu i or tip, or size of tip. Deci în acest caz, dacă i e 2, înseamnă al treilea element de fapt, vă reamintesc index și încep de la 0, deci va fi vector plus 2, care va duce la creșterea adresei cu 2 or size of tip. Iar cum elementele unui vector sunt salvate consecutiv în memorie, de fapt am obținut adresa celui de-al treilea element. De referențindu-l, obținem valoarea celui de-al treilea element. Din acest motiv, vector de 2 e același lucru cu steluță de vector plus 2. Și chiar acest lucru se întâmplă în spate, compilatorul nostru transformă apelul operatorului de indexare într-un calcul pe pointer. În cazul matricei, vorbind de vector de vector, matrice de i și j înseamnă. Și aplicăm aceeași regulă, doar că aici avem vector în vector, cum ar veni. Și atunci, matrice de i, la fel ca mai sus, e matrice plus i, totul de referențiat, și apoi plus j, totul de referențiat. Și asta are perfectă logică în exemplu de mai devreme. De ce? Să spunem că vrem să accesăm elementul de pe a doua linie și a doua coloană, deci matrice de 1 și 1. Matrice reprezintă vectorul de pointer, de adrese. Deci în momentul în care eu am spus matrice plus 1, înseamnă al doilea element al vectorului de adrese. Adică, cu alte cuvinte, adresa unde se regăsește adresa celei de a doua linie. Când pun steluță în față, obțin valoarea, deci efectiv adresa celei de-a doua linii. Pun plus j înseamnă că în memorie sar cu atâtea adrese în funcție de valoarea lui j. Fiind j-ul tot 1, înseamnă că obțin adresa celui de-al doilea element din vectorul aferent celei de-a doua linii. Pun în steluță în față, obțin valoarea acestuia. Vedeți cum am obținut așadar vectorul de pe a doua linie și a doua coloană.
Da? Deci matrice de I și J este echivalent cu steluță de matrice plus I, totul plus J, totul de referențiat ulterior. Ok, hai să vedem un exemplu concret în REPL.it utilizând vectori alocați static și dinamic, respectiv matrice alocate static și dinamic. Hai să spunem direct using namespace std, ca să nu mai folosim de fiecare dată std, două puncte, două puncte, cout, să ne declarăm un vector de întregi. Da? Deci pot să spun int vector de 4. Da, acesta este un vector de întregi. Dacă afișăm elementele acum, s-ar putea să vedem 0, s-ar putea să vedem alte valori, depinde de la compilator la compilator cu ce sunt inițializate elementele în mod implicit, dar eu știu că le pot inițializa explicit dacă vreau. Pot să zic vector de 0 egal cu 1, vector de 1 egal cu 2, vector de 2 egal cu 3 și vector de 3 egal cu 4, respectiv cu un for pot afișa elementele. Int e 0, e mai mic decât 4, pot să hardcodez sau cum vă ziceam, pot calcula, e plus plus, atunci facem cout vector de i și hai să lăsăm și un spațiu între elemente și la sfârșit să spunem un cout end line, astfel încât dacă mai afișăm altceva să putem vedea pe linie nouă, ar trebui să obțin 1, 2, 3, 4. Și asta s-a și întâmplat. După cum vă ziceam, acest 4 poate fi calculat în cazul vectorilor statici. Cum? Păi int dimensiune, chiar unsigned int, că nu poate să fie negativă, dimensiune egal cu size of vector împărțit la size of int sau size of vd0, dimensiunea primului element. Da? Și o să obțin 4 și aici pot să zic dimensiune. Și același lucru. Problema care spuneam însă că apare în cazul vectorilor alocați statici nu e faptul că pot calcula ulterior dimensiunea. Acesta e chiar un avantaj. Problema e că acest 4 de aici trebuie să fie o constantă. Nu poate fi rezultatul unui calcul, nu poate fi o variabilă sau o valoare citită de la tastatură. Pentru a rezolva această problemă în majoritatea compilatoarelor, în anumite compilatoare s-ar putea să mă lase inclusiv să dau variabilă ca și număr de elemente pentru un vector static. Dar în majoritatea compilatoarelor acest lucru nu este posibil. Și atunci, rezolv problema prin alocare dinamică de memorie. Da? Deci dacă vreau un vector alocat dinamic, va trebui să aloc în memorie, în heap, în acest caz, atâtea elemente cât are vectorul. Deci echivalentul lui vector pentru alocare dinamică ar fi să spun, o să lucrez doar cu new în cadrul exemplelor, deoarece în C++ vom lucra doar cu new, nu și cu malloc. Ați văzut mai devreme corespondența pentru malloc, deci o să zic new int de 4. Doar că asta înseamnă că mi-a alocat în memoria heap spațiu pentru 4 întregi. Dar ca să știu și unde a alocat acest spațiu pentru 4 întregi, va trebui să salvez adresa primului element. Și dacă elementele sunt de tip int, adresa primului element este de tip int steluță, așa cum a fost în episodul trecut, o să zic doar v acestui vector egal cu new int de 4. Schema de mai devreme nu o să meargă. Dacă încerc să fac size of vector împărțit la size of int, voi obține 1, pentru că v va fi 4, ca orice pointer, împărțit la dimensiunea între care 4 va fi 1 și nu voi putea calcula numărul de elemente. Dar ce am câștigat în schimb e faptul că eu pot să zic aici un unsigned int d egal cu 4, care e variabilă, și aici să zic new int de d. Deci am voie să folosesc o valoare calculată, variabilă, ca și dimensiune. Bineînțeles, iarăși pot să inițializez vectorul cu valorile ca mai sus. Hai să fac asta într-un for de data aceasta, for int e egal cu 0, e mai mic decât 4 sau d, iarăși dimensiunea trebuie să o știu pentru vectori alocați dinamic, pentru că așa cum spuneam și mai devreme, nu se poate calcula și atunci pot să zic că v de i va fi i plus 1, astfel încât să avem 1, 2, 3, 4 și voi prelua de aici cu copy-paste forul de mai devreme, astfel încât să facem și afișarea. Și aici în loc de dimensiune vom avea d și aici în loc de vector vom avea v.
Dăm Run și ar trebui să obținem tot 1, 2, 3, 4. Hai să facem și un see out and line. Ok. Atât V cât și vector sunt adresele de început din memorie ale elementelor și ne putem convinge de acest lucru folosind debuggerul. Așteptăm puțin. Ok. Dacă ne uităm la vector, el îmi este arătat aici ca niște valori. Vedeți cum nu sunt 0 toate implicit, ci ulterior devin 0. Vedeți cum elementele sunt pe rând 1, 2 și așa mai departe, dar sunt și valori reziduale pe aici prin memorie, nu sunt toate implicit 0. Doar că vector în sine este un pointer. La fel cum V este un pointer. Da? Vedeți că el este salvat la adresa 0x400a4d. Bineînțeles, dacă merg mai departe, o să mi-l arate și pe V. După ce îl alocăm, o să trecem prin toate elementele. Ok, și după ce îl alocăm, V este un pointer, doar că la acea primul element va fi 0 și așa mai departe. Ideea e că dacă o să dai un stop debugging de aici și scot breakpoint-ul și dacă îl afișez, să zicem, înainte de toate, după calculul dimensiunii, voi face cout vector end line. Atenție, nu vector de 0, vector în sine, veți vedea că el este o adresă. Ia uitați. Este adresa primului element din stack, într-adevăr. Ceea ce salvăm în V este o adresă din heap, adresa primului element. Ce nu trebuie să omitem este dezalocarea vectorului alocat dinamic. Cel alocat static se dezaloca automat atunci când compilatorul detectează faptul că el iese din us. În acest caz va ieși din us când se termină main-ul. Dacă main-ul a început acolo, când s-a terminat main-ul, va fi șters și vector. V e treaba noastră să-l dezalocăm. Și atunci vom face, dacă l-am alocat cu new, delete, paranteze pătrate, V. Și în momentul acesta l-am și șters. Doar că mai e ceva de adăugat. Și anume, în momentul în care ștergem un pointer, valoarea acestuia nu se resetează. De fapt, noi nu ștergem pointerul în sine, nu ștergem pe V, V rămâne în stack mai departe. Noi ștergem zona de memorie a cărei adresă este salvată în V. Și problema e că dacă eu afișez V din nou, o să vedem că totuși el are o adresă în continuare. Hai să dăm run. Și vedeți cum V rămâne cu o valoare. Nu e valoarea lui inițială, deci dacă îl afișez după alocare va fi o adresă. Ulterior va fi altă adresă, obținută în urma dezalocării de memorie, dar totuși nu e 0 sau nul. Vedeți cum acesta e adresa inițială, aceasta e adresa finală. În acest compilator văd că adresele chiar coincid, deci delete nu resetează adresa. Deci cineva care folosește acest vector, și prin cineva, bineînțeles, mă refer la o altă funcție, va crede că în continuare acest vector poate fi utilizat. Pentru că el are o adresă validă, dacă ne uităm aici. Nu poate ști că zona de memorie s-a dezalocat. V în această situație, în momentul în care îl afișez aici, poartă denumirea de dangling pointer. De ce? Pentru că el încă salvează o adresă, doar că la adresa respectivă nu mai e un spațiu de memorie valid, alocat. Și atunci, de fiecare dată când dezaloc o zonă de memorie, e bine să resetez și pointerul, adică să zic un V egal cu nul pătr, astfel încât să scap de dangling pointer și oricine încearcă să folosească acest V după dezalocare, să poată vedea că e nul, nu că are o adresă ce pare a fi validă. Și atunci vom obține 0. Da? Ok. Acesta ar fi cazul vectorilor. Matricele, cum spuneam, sunt vectori de vectori. Deci, dacă vreau să aloc o matrice, va trebui să spunem că mergem pe float acum. Float matrice de 2 și 3. Deci aceasta este o matrice cu două linii și trei coloane. Bineînțeles, dacă vreau să modific un anumit element, elementele au valori reziduale cel mai probabil, dar pot să spun, de exemplu, matrice de 1 și 1, care înseamnă a doua linie și a doua coloană, egal cu 99, și apoi dacă afișez, iau matrice de 1 și 1, va trebui să mai afișeze 99. Și obțin 99. Ok. După cum vă spuneam, valorile de aici, 2 și 3, sunt constante în majoritatea compilatoarelor,
Dar totuși ce pot să fac e să calculez numărul de linii și numărul de coloane. Așadar, dacă voi afișa matrice, matrice în sine este adresa de început a întregii matrice, pe când matrice de 0 este adresa de început aferentă primei linii din matrice și matrice de 1 este adresa de început aferentă celei de-a doua linie din matrice. Hai să vedem care sunt valorile. Deci matrice este această adresă. Bineînțeles că matrice de 0 va fi exact aceeași adresă, pentru că matricea o să înceapă cu prima linie, iar următoarea adresă este adresa unde începe cea de-a doua linie și vedem cum adresa inițială e 0 și adresa aceasta se termină cu C. C în hexadecimal e 12, deci 12 bytes mai târziu. Ceea ce e logic, pentru că primul vector va salva 3 elemente, e vectorul aferent primei linii, prima linie, ca și cea de-a doua de altfel, are 3 coloane, 3 ori float, care e 4, 3 ori 4, 12, de asta adresa de început a celei de-a doua linii e situată la 12 bytes față de adresa de început a primei linii. Acum, plecând de la aceste lucruri, pot să calculez, bineînțeles, numărul de linii și coloane, dacă vreau. Deci pot să fac un unsigned int nr linii va fi size of matrice, care înseamnă dimensiunea întregii matrice, a vectorului de vectori, în acest caz 2 ori 3 ori 4, adică 24, împărțit la size of cât ocupă una dintre size of, cât ocupă unul dintre vectori și logica e aceeași ca și la vectorii statici, deci dacă fac size of matrice de 0, înseamnă cât ocupă în memorie primul vector aferent primei linii și o să obțin 2. Da? E întreaga dimensiune împărțită la cât ocupă una dintre linii. Deci dacă fac acum cout numărul linii and line, ar trebui să obțin 2. Și acest lucru s-a și întâmplat și respectiv unsigned int nr coloane va fi egal cu size of cât ocupă o linie, matrice de 0, împărțit la fie cât ocupă unul dintre elemente, deci size of matrice de 0 și 0, fie size of float în acest caz, pentru că atât ocupă un element. Și dacă îl și afișăm, obținem 3. Acum, în ceea ce privește matricele alocate dinamic, va trebui să respectăm regulile discutate, și anume, va trebui să aloc un vector ce conține pointer, iar acei pointer salvează adresele de început ale vectorilor ce conțin elementele. Deci, în acest caz, dacă vreau să aloc dinamic o matrice echivalentă cu matrice, să-i spunem M, atunci va trebui să fac un float steluță steluță M, pentru că aceasta va fi adresa de început a unui vector cu elemente de tip float steluță. Deci o să spun float steluță steluță M egal cu new float steluță de 2, deci un vector cu două elemente de tip float steluță, acestea vor fi adresele de început ale vectorilor de linii. Și apoi, într-un for, în acest caz nu e obligatoriu, sunt doar două elemente, dar în general, într-un for, pentru că pot avea și 99 de elemente, int i egal cu 0, i mai mic decât 2, deci decât numărul de linii, i plus plus, pot să vin și să spun acum că m de i, adică elementul de tip float steluță, va fi new float de 3. Da? Deci fiecare element va salva adresa de început a unui vector cu 3 elemente de tip float, efectiv liniile matricei. Bineînțeles, și în acest caz, 2 și 3 pot fi variabile. Deci pot să zic nr, iarăși, unsigned int, nu o să zic număr linii pentru că am deja o variabilă, o să zic l egal cu 2, unsigned int c egal cu 3, iar eu aici pot să spun l, aici tot l,
și aici C, și dacă doresc ulterior pot modifica aceste valori cu orice valori vreau. Ok, putem să afișăm elementele pe linii și coloane, probabil vor fi niște valori reziduale pentru că nu le-am inițializat, deci pot să merg cu i egal cu 0, i mai mic decât L, care e numărul de linii, i plus plus. În interiorul acestui for pot să merg pe coloane, să merg cu un int j egal cu 0, j mai mic decât k, numărul de coloane, j plus plus, și să afișez în interior elementele separate prin spațiu, deci pot să fac cout m de i și j și spațiu, iar după fiecare linie, după ce termin de parcurs fiecare linie, fac un cout end line, astfel încât să trec pe linia următoare. Și dacă dăm run, ar trebui să avem două linii și trei coloane și iată-le, elementele sunt inițializate cu 0 în acest compilator, dar nu e neapărat cazul în toate compilatoarele. Da? Avem 0, 0, 0, 0, 0, 0, matricea noastră cu două linii și trei coloane. Imediat ce am terminat de utilizat această matrice, trebuie să o dezaloc. Și după cum vă spuneam, dezalocarea se face în ordinea inversă alocării. Deci va trebui să fac forul care dezalocă vectorii aferenți liniilor și ulterior să dezaloc și vectorul ce conține adresele liniilor. Așadar, for int i egal cu 0, i mai mic decât l, care e numărul de linii, i plus plus, delete cu paranteze pătrate pentru că sunt vectori m de i și la sfârșit de tot delete m. Și iarăși, ca să evităm memorii, chiar un m egal cu nul pătăl. Și acum am dezalocat corect matricea. O categorie aparte de vectori în limbajele C și C++ sunt vectorii de caractere. Asta se întâmplă deoarece în limbajul C nu există un tip de dată special definit pentru șiruri de caractere, pentru stringuri, cum se numesc ele în engleză. Nu există tipul string. Și atunci singura variantă pentru a salva șiruri de caractere este să salvezi vector de caractere, iar fiecare element din acest vector va fi codul ASCII al acelui caracter. Urmând ca la sfârșit să pun backslash 0, adică codul ASCII al caracterului backslash 0, care este 0, deci codul ASCII 0, ca să știu că s-a terminat acel șir de caractere. De exemplu, dacă vreau să salvez ceva, ca și șir de caractere în C, va trebui să am un vector cu 5 caractere. Primul caracter va fi codul ASCII al lui C, al doilea codul ASCII al lui E, al treilea codul ASCII al lui V, al patrulea codul ASCII al lui A și cel de-al cincilea 0, ca să știu că s-a terminat șirul de caractere. Acum, pot prelucra vectorii de caractere ca orice alt vector, ca un vector clasic de întregi de flow și așa mai departe, sau, beneficiind de faptul că putem ști numărul de elemente, pentru că putem să citim elemente din vector până când citim codul ASCII 0, știm că în acel moment vectorul s-a terminat, ne putem folosi de funcții specifice din std.h sau string.h, erau ele în C, în C++ sunt parte din biblioteca IOStream, deci nu e nevoie să includem altceva, și ne folosim de funcții ca strcpy, strcat și altele, strcmpy, astfel încât să prelucrăm mai rapid vectorii de caractere fără să fie nevoie să-i parcurgem de fiecare dată. Și hai să vedem câteva exemple. Deci, charshir este un vector static de caractere, asta înseamnă că el poate salva maxim 19 caractere, unul trebuie să rămână pentru backslash 0. Sau shir dinamic, care este un vector alocat dinamic, deci acel 10 poate să fie o valoare calculată, de 9 caractere plus backslash 0. Avem o dată, ca și funcții aferente șirurilor de caractere, avem funcția strlen, string length, toate denumirile de funcții sunt de fapt prescurtări. Strlen de la string length, lungimea șirului, returnează numărul de caractere al șirului fără să ia în considerare backslash 0. Strcpy, string copy, copiază în vectorul de caractere dat ca prim parametru valoarea dată ca parametru secundar. Da? În cazul acesta copiază ceva în șir. Vedeți cum șirurile de caractere și în C și în C++ le specificăm între ghilimele, pe când un singur caracter îl specific între apostrofuri. Dacă vreau să spun, ok, o variabilă de tip char A egal cu A mare. Da? A mare între apostrofuri, dar când spun mai multe caractere, între ghilimele. Există totodată varianta safe, utilizată în special pentru compilatorul de
Windows, Visual C++, să trecă pe Y_S, care are ca parametru în plus și dimensiunea de copiat incluzând bexle 0. Deci ceva va avea dimensiunea 5, că e VA plus bexle 0. STRKMP, care compară două șiruri de caractere și returnează minus 1, 0 sau 1, șirurile de caractere fiind vector, nu pot să le compar cu egal-egal, pentru că ar compara doi pointeri și mi-ar spune dacă adresele sunt egale sau diferite, ceea ce nu prea are sens. Pe mine mă interesează conținutul din vector, nu adresele lor. Și atunci STRKMP vine să rezolve acest lucru și returnează minus 1 dacă șirul dat ca prim parametru e alfabetic înainte de cel de-al doilea, 0 dacă ele sunt egale din punct de vedere alfabetic sau 1 dacă primul șir e alfabetic după cel de-al doilea. STRCAT, care înseamnă concatenare, string concatenation, concatenează al doilea parametru în primul, sau STRCAT underscore S, care e varianta safe. Bineînțeles, șirurile de caractere alocate dinamic trebuie dezalocate. Nu trebuie să uităm acest aspect. La fel ca oricare alt vector alocat dinamic. Doar că surpriza e faptul că în C++ avem un tip de dată special definit pentru șiruri de caractere. Și acest tip de dată special definit se numește string. String este o clasă în C++. O să descoperim noi în episoadele viitoare ce înseamnă clasă. Va trebui inclus, deci va trebui să scriem diez include string înainte de a-l folosi. Și prelucrările le putem face în mod direct prin operator sau metode, iarăși vom vedea ce e o metodă în episodul viitor. Și nu mai e nevoie să mă folosesc de tot felul de funcții. Ca să vedem niște exemple. De exemplu, string șir 1 este un string vid. Da? Deci nu conține ghilimele, ghilimele, nu conține absolut nimic. String șir 2 egal cu ceva este un șir de caractere ce conține ceva. Nu e treaba mea dacă are bexle 0 sau nu are bexle 0. Știe automat această clasă, spuneam că este string, să-l gestioneze. Avem metoda length. Metoda e un tip aparte de funcție ce se apelează pe o variabilă. În loc să spun length și atât, length de șir 2, spun șir 2.length. Mai multe detalii în episodul viitor. Deci returnează numărul de caractere, în cazul ăsta 4. Putem să copiem șiruri de caractere cu egal, în cazul string. Putem să comparăm șiruri de caractere cu egal-egal. Dacă să nu vă speriați de semnul întrebării acela, este operatorul ternar. E un fel de if. Da? Deci dacă șir 1 e egal-egal cu șir 2, atunci 1, altfel 0. Asta înseamnă semnul întrebării 1, valoarea pentru adevărat, 2 puncte, valoarea pentru fals, 0. Respectiv, putem să concatenăm două stringuri cu plus, șir 1 plus șir 2. Dacă șir 1 era ceva și șir 2 altceva, obțineam ceva altceva. Acum o să spuneți, ok, dar de ce mai avem nevoie de vectori de caractere dacă avem string în C++? Răspunsul e puțin mai complex, dar ce e de reținut aici e faptul că nu toate funcțiile din C++ sunt compatibile cu tipul string. Anumite funcții folosesc în continuare cearsteluță, deci vector de caractere, vector alocat dinamic de caractere, în loc de string. Și din acest motiv, pentru a funcționa pe deplin codul scris de noi în limbajul C++, trebuie să știm să lucrăm și cu vector de caractere, nu doar cu tipul string, dar vom prefera de fiecare dată când este posibil acest tip string în detrimentul vectorilor de caractere din C. Hai să facem rapid un exemplu și cu cearsteluță și string. Așa cum spuneam, pentru a folosi string trebuie să-l includem. Atenție, string, nu string.h. String.h este o bibliotecă veche din C, nu din C++. O să spunem noi using namespace std, ca să nu mai precizăm de fiecare dată std 2.2. Și ne putem declara, de exemplu, un char șir de 10. Asta înseamnă că el reține maxim 9 caractere. Dacă vreau să salvez o valoare în acest șir, nu e recomandat să spun șir egal cu ceva. În acest compilator chiar e interzis acest lucru. Da, spune nu se poate asigna, deci n-am cum să salvez așa, ci cu STRKPY în șir ceva. Și acum dacă afișăm, facem cout șir, vom obține ceva. Ok, aparent acest compilator nu are în IOStream și funcțiile din string.h, așa că le vom include separat. Dar în compilatorul de Windows, de Visual Studio, ele ar trebui să fie în IOStream. Ia să vedem. Ok, și obținem ceva. De asemenea, putem aloca dinamic un șir pe care îl citim de la tastatură. Noi nu vom ști, nu putem ști că citim 10 sau 50 sau 70 de caractere de la tastatură. Așa că pot să spun, de exemplu, int n egal cu 0, cout
numărul de caractere egal cu, să facem aici sin n, deci îl citim pe n de la tastatură și atunci aloc un vector de caractere, deci un chiar steluță va fi, o să zic chiar vector, dar un vector de caractere egal cu new char de n și ulterior pot să citesc într-adevăr tot șirul. Da? Deci pot să spun, de exemplu, pot să citesc în mod direct sin vector. Acum, da, mă bazez pe faptul că programatorul va fi și apoi si out vector. Bineînțeles, mă bazez pe faptul că utilizatorul va fi bine intenționat și nu va încerca să mă păcălească, adică să spună că introduce 7 caractere, dar ulterior introduce mai multe. Pentru că în acest caz nu voi avea loc în vector pentru caractere. Dar, uite, să spunem că eu vreau să introduc OOP, deci am nevoie de, dacă tot am făcut de n, înseamnă 4, OOP plus 1. Și apoi pot să zic OOP, Enter și vedeți cum afișează OOP. Acum, dacă am pus aici numărul de caractere, ia să spunem noi aici după cout share un end line. Și ar trebui să afișăm să aici, să spunem n plus 1, pentru că cel mai probabil lumea nu va ști că trebuie să introduc un caracter în plus pentru acel basele 0. Hei, cam așa se lucrează. Bineînțeles, la sfârșit trebuie să fac delete paranteze pătrate vector în momentul în care nu-l mai folosesc, pentru că memoria e alocată în heap și e treaba mea să o dezaloc. Acum, până la delete, dacă... Bine, aici va trebui să zic 3, 8 și... Acum, bineînțeles, pot folosi funcțiile, cum ziceam, pot să folosesc strcmp, care ar trebui să-mi dea fals. Da, deja că fac cout, înainte să șterg vector, atenție, strcmp de șir și vector, ar trebui să-mi dea fals sau adevărat pentru dacă chiar introduc ceva. Hai să vedem. Dau run, spun că introduc 3 caractere OOP, mi-a afișat OOP și minus 12, hai să afișez aici. Minus 12 înseamnă că ceva e alfabetic înainte de OOP, ceea ce e adevărat, da? Oh, am greșit, scuze. Numărul de caractere 3 și apoi OOP și mi-afișează minus 12, ceea ce înseamnă că ceva e înainte de OOP, dar dacă dau run și introduc, de exemplu, 5 caractere ceva, ar trebui să afișeze 0 pentru că cele două șiruri sunt egale. Da? Așa avem funcția strcmp, strcat pentru concatenare, strln pentru dimensiune și așa mai departe. Le-am prezentat mai devreme. În ceea ce privește stringurile, da? Cum vă spuneam, pot să am string șir 1, dacă îl afișez nu obțin nimic, dar dacă spun egal cu ceva, e echivalentul celui de mai sus, și atunci dacă fac cout șir 1, end line, voi obține ceva, încă o dată. Ok. De asemenea, pot să spun șir 1, plus sau plus egal, dacă vreau să-l și modific, semnul exclamării, să zicem. Asta înseamnă că dacă afișez din nou, voi avea ceva cu semnul exclamării la sfârșit. Da? Deci se poate face concatenare cu plus sau cu plus egal. Ok. Respectiv, se pot transforma șirul de caractere de tip char steluță în stringuri și viceversa, string în char steluță. Pentru a transforma un șir de caractere static sau dinamic în string, nu e nevoie decât să îl copiez. Adică pot să spun acum string șir 2 egal cu șir, unde șir e acesta de aici. Da? Deci vector de caractere și în acest moment iarăși obțin ceva, pentru că a transformat șirul de caractere din vector de caractere char steluță sau char alocat static în string. Respectiv, hai să introducem aici 4, iarăși OOP. Respectiv, dacă vreau să obțin un vector de caractere dintr-un string, pot să utilizez o metodă, după cum vă ziceam, metodele sunt funcții care se apelează de tipul variabilă punct funcție, nu funcție de ceva. Deci e șir2.qstr care îmi returnează, așa cum îmi arăta și mai devreme,
un const char steluță. Am discutat iarăși în episodul trecut ce înseamnă const char steluță. Steluță, hai să zicem X, da? Era un, îi spuneam noi, pointer la caracter constant. Deci n-am voie să modific caracterele din șir prin intermediul lui X. Pe X îl pot modifica. X poate salva altă adresă dacă vreau, dar prin intermediul lui X n-am voie să modific caracterele. Da? Dacă vreau să le modific, trebuie să le copiez într-un alt vector, cel mai probabil alocat dinamic, și să modific acolo. Dar prin intermediul lui X nu pot modifica. Dar așa fac transformarea din string în char steluță. Nu pot nici modifica, nici măcar accesa, pentru că accesarea înseamnă de referențiere și pointerele de acest tip nu pot fi de referențiați. Altceva, nu știu, pot să mai spun cout, de exemplu, shir2.length, care înseamnă dimensiune, câte elemente are. În acest caz, shir2, fiind o copie a lui shir, ceva, ar trebui să afișeze 4. Și afișat 4. Ne-a mai rămas un ultim subiect de discutat azi, transmiterea parametrilor. Cum transmit parametrii în funcție? În mod implicit, după cum probabil știți, parametrii sunt transmiși prin valoare. O transmitere a parametrilor prin valoare înseamnă că aceștia se copiază în variabile locale ce sunt dezalocate la ieșirea din funcție. În mod implicit, atât C cât și C++ sau alte limbaje de programare utilizează pentru funcții o anumită zonă din stack, numită și stiva funcției. Asta nu înseamnă că e o stivă diferită, ci doar că din stack se alocă o porțiune de la o anumită adresă pe la o anumită adresă acelei funcții. Funcția poate lucra doar cu valori dintre cele două adrese. Și atunci, pentru a putea lucra cu parametrii pe care îi trimitem, dacă transmitem parametrii prin valoare, face niște copii din stiva apelatorului, din stack-ul aferent apelatorului, în propriul stack, astfel încât să poată lucra cu acele valori. Acum, dacă noi încercăm să modificăm valorile, vom vedea cum, la ieșirea din funcție, toate modificările se pierd. De ce? Pentru că noi am modificat acele valori de pe stiva funcției, deci variabile locale din interiorul funcției, și dacă nu facem return ca valoarea să se păstreze, atunci orice modificare asupra parametrilor se pierde. Dacă nu vreau să pierd modificarea, am două modalități de a transmite parametri în plus față de transmiterea prin valoare. Am prin adresă, numită și prin pointer, care exista și în C, sau în C++, transmiterea prin referință. Și o să vedem imediat și ce e referință. Așadar, dacă scriem acest program și îl testăm, facem un void sumă și să spunem că în loc să returnăm valoarea A plus B, o salvăm în A. Spunem A egal cu A plus B. În programul principal ne declarăm un X egal cu 5, un Y egal cu 3, facem sumă de X și Y și apoi cout X. Dacă rulați acest program, veți vedea că spre surprinderea acelora dintre voi care cred că rezultatul afișat va fi 8, de fapt va fi 5. De ce? Păi în funcție, parametrii A și B sunt transmiși prin valoare, deci ei sunt două copii ale argumentelor transmise în main, în acest caz ale lui X și lui Y. Deci A e o copie a lui X și o să ia valoarea 5, B e o copie a lui Y și o să ia valoarea 3. În interiorul funcției, A-ul va fi modificat, va fi 5 plus 3, deci 8. Se iese ulterior din funcție, ceea ce înseamnă că variabile locale din interiorul funcției se șterg, parametrii sunt asimilați variabililor locale, dacă sunt transmiși prin valoare, deci se șterg. Și în programul principal revenim la vechile valori, la X-ul și Y-ul dinainte de apel. Deci C out X va afișa 5. Aceasta este transmiterea implicită din C și C++ prin valoare. Mare grijă la cazurile în care chiar vreau să modific parametrii. În cazul transmiterii prin adresă, ce fac? În loc să transmit efectiv valoarea din programul principal, transmit funcției adresa la care se găsește acea valoare, astfel încât funcția să modifice valoarea de la acea adresă, nu o copie. Deci în acest caz avem X egal cu 5, Y egal cu 3. Vedeți cum primul parametru este de timp steluț, int steluță, deci pointer la întreg, adresă de întreg. Și când apelez funcție, îi spun ok, primul parametru vreau să-mi transmiți adresa lui X, extrasă utilizând operatorul ampersand și Y. Și acum, pentru că eu zic, ok, adresa lui X, să spunem că e 1, 2, 3, 4. Merge în memorie la adresa 1, 2, 3, 4 și valoarea de acolo va fi valoarea de acolo plus B. Păi 1, 2, 3, 4 e adresa lui X din programul principal, nu adresa lui A din interiorul funcției noastre. Și atunci,
Când ulterior îl afișăm pe X, o să vedem că într-adevăr s-a modificat valoarea, va fi 8, pentru că funcția a lucrat pe adresa lui X din programul principal, nu pe o copie locală doar a valorii. Deci aceasta este transmiterea parametrelor prin adresă. În cazul nostru, parametrul A a fost transmis prin adresă. Cea de-a treia și ultima modalitate se numește transmitere prin referință. Acum, ce este referința? Referința este un nou tip de dată introdus în C++, deci nu există în C, care permite salvarea de adrese, dar fără a mai utiliza steluța, ca în cazul pointerelor, pentru a defini și a dereferenția, respectiv ampersantul, care e utilizat și aici la int, pentru a extrage adresa. Deci în momentul în care eu spun int ampersant a egal cu x, a nu este un int, ci este o referință, se comportă ca un pointer, a va reține adresa lui x, nu valoarea lui x. Doar că atunci de fiecare dată când spun a, îmi face automat dereferențiere și înseamnă valoarea de la acea adresă, nu neapărat adresa în sine. Deci e ca un pointer, putem privi referința ca un pointer care extrage automat adresa și se dereferențiază automat. Așadar, când eu spun int x egal cu 5, int y egal cu 3 și spun sumă de x și y, x nu va fi 5, pentru că eu în funcție am o referință, ci va extrage adresa lui x și o va salva în a, respectiv la y se face copie în continuare pentru că e transmis prin valoare, și atunci a-ul din nou fiind referință înseamnă la adresa respectivă adună ce găsești la adresa respectivă plus b, deci va fi 8 și când afișăm x-ul obținem tot valoarea 8. Dacă nu sunteți familiar cu referințele, o să fac tot în exemplu precedent un mic exemplu. Da, o referință arată cam așa, e tipul și doar că în loc de steluță ca la pointer folosim referință, folosim ampersand, să zicem x egal cu, hai să declarăm un int a egal cu 3, da? Și vedem cum int ampersand x, referință x egal cu a, înseamnă că acest x, și cred că noi mai avem unul, deci pot să zic eu râd de la referință, va salva adresa lui a și de fiecare dată când afișez, cout-r, de fapt el știe că nu trebuie să-mi afișeze adresa, ci trebuie să-mi afișeze conținutul de la acea adresă. Deci în acest caz va fi 3. Hai să introducem ce dorea, dar va fi 3. Și acum ca să vă demonstrez că într-adevăr e o referință, deci un fel de pointer nu salvează valoarea, fac acest lucru. După ce am spus că r salvează de fapt adresa lui a, îl modific pe a, a++. Dacă r ar fi doar o copie a valorii, ar trebui ca r să fie 3. Pe când, dacă r chiar conține adresa lui a și faptul că eu spun cout r înseamnă că se duce în memorie la acea adresă și îmi dă valoare, ar trebui să văd 4 acum. Ia să vedem dacă așa stau lucrurile. Și am obținut 4. Da? Deci referința se comportă ca un pointer, doar că nu e nevoie să punem ampersand când extragem o adresă și respectiv când o afișăm nu e nevoie să punem steluță ca să o dereferențiem și să obținem valoarea de la acea adresă. Lucrurile astea se întâmplă automat. Două alte concepte am vrut să mai trec în revistă în cadrul acestui episod. Primul dintre ele sunt pointerii la funcții. La fel cum avem pointer la orice tip de dată, de exemplu la int, la float, la char și așa mai departe, în C++ și în C avem și posibilitatea de a salva adresa unei funcții prin intermediul unui pointer la funcții. O să vedem noi că aceasta e o formă incipientă de polimorfism. Vă spuneam că una dintre caracteristicile principale ale programării orientate obiecte e polimorfismul, faptul că o funcție poate lua mai multe forme. Ei, pointerul la funcție ne ajută într-un anumit fel să facem acest lucru, pentru că într-un pointer pot salva mai multe funcții care seamănă între ele, dar fac lucruri diferite. Acum, cum definim un pointer la funcție? Spunem numele pointerului cu steluță în față și punem totul între paranteze, tipul returnat al funcției pentru care vrem să salvăm adresa, respectiv parametrii. Hai să vedem un exemplu concret, cred că e mai concludent așa. Deci, dacă ne definim o funcție, să spunem sumă, mai jos, long sumă de int a și int b care returnează a plus b, și vrem să ne definim un pointer la o astfel de funcție, pointerul respectiv va trebui să fie scris cam așa. Să-i spunem pf, pointer la funcție, cu steluță în față, totul între paranteze. În partea stângă punem tipul returnat pentru funcțiile a căror adresă vrem să o salvăm, în acest caz long, și respectiv în dreapta tipul parametrilor, int și int. Acum, de ce punem steluța înainte de numele pointerului la funcție și apoi paranteze și nu
pur și simplu ignorăm parantezele, deoarece în caz contrar va crede că tipul este lung steluță și va vedea pointerul la funcție, de fapt nu ca un pointer la funcție, ci ca o funcție, un ante de funcție care returnează lung steluță și are doi parametri de tip întreg. Din acest motiv, în cazul definirii pointerilor la funcție, utilizarea parantezelor rotunde înainte și după denumirea pointerului sunt obligatorii. Acum, dacă mai am o altă funcție care coincide, obligatoriu, trebuie să coincidă semnaturii, deci trebuie să returneze long și să aibă doi parametri de tip int, mi-am definit eu aici diferență, atunci pointerul la funcție poate să salveze adresa oricărei funcții ce corespunde antetului. Și în C++, numele unei funcții este în sine adresa de memorie a acelei funcții, deci nu e nevoie ca la vector. Ați văzut mai devreme, dacă afișam vector, obțineam adresa primului element, fără să pun ampersand în fața lui, cum făceam, de exemplu, la o variabilă normală. Așa și aici, numele unei funcții este adresa acelei funcții. Deci eu pot să spun pf egal cu sumă. Deci în pointerul la funcție salvez adresa funcției sumă. Dacă ulterior apelez funcția prin intermediul pointerului, pentru că pot să fac asta, pf de 5 și 3, acest lucru va returna 8, pentru că el în spate se va duce în memorie unde e salvată funcția sumă, ca asta am spus, pointerul salvează adresa funcției sumă, și o apelează. Dacă ulterior eu vin și spun pf egal cu diferență, de fiecare dată când voi spune pf de 5 și 3, se va duce în memorie unde e salvată funcția diferență și o va apela, deci va afișa 2. Vedeți cum în aceeași variabilă pf eu pot să salvez diferite funcții care fac diferite lucruri și același cod să facă diferite lucruri în funcție de adresa pe care am pus-o eu în acest pointer la funcție. Mai revenim asupra noțiunii de pointer la funcție în momentul în care ajungem la discuția complexă despre funcții virtuale într-unul din episoadele viitoare. Un ultim concept despre care vreau doar să vă amintesc puțin sunt directivele de preprocesare, identificate foarte ușor în C și C++ prin diezul de la început, cum e de exemplu și diez include, da? Care înseamnă înainte de a procesa codul de aici, include biblioteca asta sau asta sau asta. Acum, putem avea diez define, care e un alt fel de a defini constante, dacă vreți, e de fapt un find all replace all. De exemplu, diez define null 0 înseamnă că peste tot prin cod pe unde găsește null, îl va înlocui cu 0. Diez define begin paranteză acoladă deschisă, diez define end paranteză acoladă închisă, înseamnă că peste tot prin codul meu pot să spun begin și end în loc să deschid acoladă, să închid acoladă și în faza de preprocesare, deci exact înainte de compilare, va înlocui peste tot begin și end cu acoladă și codul va compila în continuare. Respectiv, în momentul în care nu vreau să mai fie înlocuite, pot să spun undef null și asta înseamnă că de aici în jos null nu va mai fi înlocuit cu 0. Aceste directive de preprocesare sunt și subiectul unor glume printre programatori. De exemplu, o glumă comună printre programatorii de C++ e să introduci cuiva în codul sursă un diez define true-false și asta înseamnă că peste tot prin cod unde găsește true îl va înlocui cu false și toate structurile condiționate vor funcționa pe dos. Sau un diez define if for și atunci compilatorul va identifica toate if-urile ca fiind for-uri și bineînțeles că sintaxa nu va coincide și vor fi o mulțime de erori de compilare, iar dacă nu observi acel diez define, nu vei ști exact ce s-a întâmplat. Dar asta fac aceste directive de preprocesare, pur și simplu, cel puțin cele cu diez define, fac un find all, replace all. Mai există if, elif și altele, astfel încât să acestea sunt, de exemplu, instrucțiuni de compilare condiționată. Dacă vrem să compilăm doar o anumită bucată de cod și altă bucată de cod să fie ignorată, asta înseamnă că acolo putem să avem inclusiv erori de compilare, pentru că ea nu va fi luată în considerare la compilare, putem să utilizăm aceste diez if și elif și altele. Dar să știți voi că ele se numesc directive de preprocesare. Acestea fiind spuse, hai să tragem linie pentru azi, oricum a fost un episod mai lung decât de obicei, și să vedem ce am învățat. În primul rând, am văzut cum vectorii și matricele din C++ pot fi alocate atât static cât și dinamic și limitările pentru alocarea statică, respectiv pentru alocarea dinamică. Faptul că limbajul C folosește vectori de caractere pentru a salva șiruri de caractere sau stringuri, pe când limbajul C++ are un tip de dată special definit pentru acest lucru, tipul string, și faptul că în C++ există trei modalități de a transmite parametri, prin valoare, cea implicită, prin adresă sau pointer, respectiv prin referință. Și în ultima parte am văzut ce este un pointer la funcție și ce înseamnă directive de preprocesare. În episodul viitor vom trece la partea de definire de tipuri de date proprii,
deci pe care le dorim noi, și printre aceste tipuri de date proprii vom vedea și clasele, care sunt bazele programării orientate obiect. Deci, cu alte cuvinte, în episodul viitor vom începe propriu-zis învățarea programării orientate obiect. Îți mulțumesc că ai avut răbdare să mă urmărești până acum. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut, să-l trimiți și unui prieten dacă vrea și el să învețe programare orientată obiect și să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja. Până săptămâna viitoare, te salut!